Bună dimineața și bine ați venit la Șumăreala. Eu sunt Ovidiu și în dimineața asta am vrut să vă arăt niște ciuperci. Vreau să vă și vorbesc despre ideea, numai că dacă îți cultivi singur ciupercile, ai acces la diversitate. Ai acces la niște ciuperci pe care poate nu le găsești în magazin, și care poți să ți le crești singur și să știi cum să ți le crești, să știi ce substrat ai folosit și deci să mănânci un produs proaspăt, natural și proteine vegetale excelente. Aici avem o seamă de ciuperci. Shiitake, Foliota adiposa, chestnut mushroom, comaleului pe care am cules-o și niște Pleurotus phoenix. Asta din fructificarea numărul 3, cam atât a ieșit dintr-un săculeț. Acum, dacă observați, shiitake-ul ăsta a luat o razna. N-am mai văzut așa multe ciuperci pe un săculeț. Oare ce s-o fi întâmplat? Păi, n-am făcut mare lucru decât am folosit metoda pe care v-am arătat-o și vouă cu peleții de lemn de fag. Am inoculat o rată de inoculare de 20%. Deci am pus, să zic, dacă ăsta are 3 kg, am pus 600 de grame de miceliu pe grâne peste substrat, deci peste peleții pasteurizați. Și cred că din cauza asta au ieșit așa multe ciuperci. Deci acolo nutrienți are destui, că are 20% rată de inoculare, grâinele sunt nutritive. Dar cred că ceea ce a făcut să fructifice așa mult sunt condițiile de afară. În perioada asta au scăzut temperaturile. Suntem la începutul lui septembrie. Au scăzut temperaturile, deci noaptea poate 8 grade, ziua 14-15, ceva de genul. Fluctuațiile de temperatură ajută și deci temperatura mai scăzută. Umiditate este în aer destulă pentru că tot plouat zilele astea. Au fost multe ploi. Și atunci am obținut rezultatul ăsta care îl vedeți aici. Aici tot așa un shiitake mai micuț. Dacă vă cumpărați kitul de cultivare a ciupercilor, o să puteți face 4 săculezi din ăștia așa. Exact mărimea asta. La fel ca și acesta, sau aceeași mărime. Acum tot ce mai rămâne e să le culeg. Și o să fac asta. Am vrut să le culeg și n-am vrut să fiu singur. Am vrut să filmez toată chestia ca să vedeți și voi cum arată unele dimineți la Șumăreala. Mă trezesc, îmi culeg ciupercile și mă duc și mi le gătesc. Cam asta e. Asta e ideea și asta aș fi vrut să faceți și voi, sau aș vrea să faceți și voi. Dacă vă luați micelul lichid de la șumăreala.ro, puteți să ajungeți și voi la aceleași rezultate. Urmăriți videourile de pe YouTube și puteți să vă hrăniți cu ciuperci. Asta e ideea. Eu nu zic la nimeni să facă afaceri cu ciuperci. Ideea e să-ți crești singur ciupercile și cam atât. Să poți să mânci ciuperci bune. Și acum să ne apucăm de cules. Începem cu shiitake ăsta mai mic. Acum mai putem să-l mai las să mai crească un pic. Dar cred că ajunge cât e de mare. Să-mi ajungă să-mi fac ceea ce îmi doresc, adică o supă de ciuperci.
asta-i. S-o gândit să crească mai mare. Acum, de cules shiitake, m-ați mai văzut un culeg shiitake, nu-i mare lucru. Doar se recoltează pur și simplu cu un cuțit. Interesant cum a crescut așa adunat cumva, mai mult într-un loc. De obicei se face câte una. Bine, ciupercile sunt misterioase, nu știi niciodată când o să fructifice mai mult, mai puțin. Da, există, poți să controlezi mediul și poți să ai grijă cu toți parametrii, dar tot zic că ciupercile fac ce vor ele. Și nu știu niciodată, îți pot face surprize, deci cum s-a întâmplat acum. Aceeași formulă am folosit-o și în trecut, dar acum se pare că am avut mai mare succes. Am lăsat la colonizat și la incubat shiitake-ul ăsta timp de 2 luni jumate. Și când s-a terminat perioada de incubare, a fost exact perioada asta de început de septembrie, când au scăzut temperaturile și au început să vină ploile. Deci, puteți să vă gândiți când faceți săculeții la ce vreme o să fie afară, pe când o să fructifice ciupercile. Acum poate vă gândiți cam câte chile am scos eu din apă, nu știu. Sincer, nici nu mă tare interesează, că văd că e mult, pare a fi 1 kg și ceva, poate 2. Eu nu aici la Șumăreala nu fac comerț cu ciuperci. Atunci, nu știu cum să zic, nu mă interesează prea mult cât de productive sau... Sau poate nu. E bine să fie productive. Dar ideea mai mult e să fie. Să poți să mi le faci singur și... cam atât. Nu prea măsor multe chestii. Atâta am grijă să nu se... miceliu să nu fie contaminat, să nu fie probleme în cultivarea ciupercilor, dar acum cantitatea de ciuperci produsă, eu zic că e greu de controlat. Putem încerca, sigur. Ne putem agita că luna asta n-am produs atâtea ciuperci. Pentru mine astea sunt irelevante, deci, lucrurile astea. Dacă am ciuperci suficiente, cam atâta. Mai mult nu mă interesează. Acum, pe viitor, Șumăreala o să evolueze un pic. O să apară produse noi pe site-ul șumăreala.ro. O să încerc să fiu mai activ. Să mai fac videouri, dar așa când am timp.
Dacă doriți să comandați ceva ce nu găsiți pe site, mă puteți comanda, adică mă puteți contacta pe jumareala@gmail.com, adresa de mail, o găsiți pe site, jumareala.ro. Deci dacă doriți ceva special, să zic, pot să fac dibluri de lemn pentru cultivare pe lemne, dibluri cu miceliu, să-mi scrieți un e-mail și orice doriți, dacă doriți miceliu pe grâne, pot să vi-l fac. Deci, acum, în perioada asta, o să accept comenzi speciale. Trebuie doar să-mi scrieți un e-mail. Și atunci îmi spuneți ce doriți și ne putem înțelege. PC, se aude. Na, uite că am acoperit. Încă m-am și grăbit și tot n-am reușit să termin într-un timp rapid. Sunt foarte multe. Bun, zic că le-am cules, dar n-am cules foarte atent, deci poate le putem tăia un pic mai aproape de cotor, adică de picior. Și săculețul ăsta acum o să-l pun în găină și o să mai fructifice când e vremea bună pentru fructificat ciuperci. Deci când vin ploile și așa. Mai avem aici chestnut mushroom. Așa arată. Deci, cam asta a fost episodul de astăzi. Dacă vreți să ajutați demersul meu de a învăța lumea cum să-și cultive ciupercile, puteți să dați un like, puteți să vă abonați la canalul meu de YouTube, puteți să intrați pe jumareala.ro pentru a vă cumpăra diferite produse care o să vă ajute la cultivarea ciupercilor, inclusiv miceliu, miceliu lichid de multe specii, inclusiv shiitake și speciile astea care le-ați văzut aici. Și până data viitoare, să aveți spor!